Bună seara și bun găsit tuturor celor ce își doresc o viață mai frumoasă și, de ce nu, celor ce caută adevărul. Alături de mine în studio am un invitat special și, înainte de a vi-l prezenta, aș ruga regia să pregătească un mic filmuleț filmat zilele trecute pe stadionul din Alba Iulia, un filmuleț care arată că, indiferent de vârstă, sportul nu are limite. Până regia pregătește micul filmuleț făcut, îi spun bună seara domnului Suflețel. Bună seara și bine v-am găsit. Da, într-adevăr sunteți un om deosebit din mai multe puncte de vedere, dar unul dintre aturile dumneavoastră este acela că de peste 25 de ani alergați în mod frecvent. Da, corect? Da, e corect. Și acum aveți vârsta de... 80 de ani, 4 luni și 28 de zile. A, deci numărați totul ca ceasul atomic. Da. Când ați început să alergați? Așa, în mod organizat sau... Am început din copilărie. Când eram copil la munte, în comuna Vintilească, județul Vrancea, alergam cu o cracă, făceam pe trenul în jurul lacului, așa, un kilometru jumătate. Nu, de când ați început să... Organizat în calendar competițional? Am început din data de 2 februarie 1989, la crossul de la Salina, de lângă Ploiești, cum îi spune, Slănic Prahova. Aveți aproape 81 de ani da. Și alergați. Câți kilometri? Că poate unii telespectatori se gândesc că aleargă 100 de metri și e gata, numai. Nu. Câți kilometri ați alergat la ultimul cross? Am alergat puțin, la 2 km jumate, care a fost crossul din 14 martie. 14 martie, aici la Alba Iulia, când a fost și semi-maraton și 10 km și crossul Kids Race. Deci câți kilometri? 2 jumate. Da. Haideți să vedem un material filmat zilele trecute, în care am încercat să mă iau la întrecere cu dumneavoastră, da? Da. Pe stadionul din Alba Iulia. Așteptăm da. Materialul. Stimați telespectatori, un exemplu de voință, un exemplu de curaj, un exemplu de viață, alături de mine domnul Suflețel, care la peste 80 de ani aleargă într-un mod regulat
pe unde apucă, da? Da. La toate competițiile de cross, așa, la campionatul național de tenis de masă veți fi, da? Pe 4 aprilie, sunteți prezent la Buzău. De când ați început acest sport și care e povestea începutului? Care e sport? Crossul. Crossul mie mi-a plăcut din totdeauna, însă, cum să spun, mi-era rușine să particip cu ăștia tineri. Știți, o concepție nașoală, dar așa era atunci, știi? Și veneam la crossul și mă uitam la ei așa cu jing, știi? Cum aleargă și mă zice așa alergat, nu văd niciunul mai în vârstă așa. Deci poftă vă era de ea? Nu, și felicitam pe ăia și eram tare bucuros și mă duceam la Mureș, că mi-mi plăcea notul. Și acolo era porumb așa și alergam pe să nu mă vadă nimeni pe acolo, știți? Pe marginea Mureșului și printre porumb pe acolo. Și într-o zi, domnule, nu m-a avut pe unul foșnind acolo. Vedeam altul, ar alerga și altul. Și așa cum îmi pare rău că nu l-am acostat să-l întreb cum îl cheamă și să ne antrenăm împreună, știi? Dar când ați luat prima dată decizia, aveți o poveste foarte frumoasă, da? Decizia am luat-o în 11 decembrie 1988, când după un concurs de șah din cetate, unde am câștigat o partidă, eram bucuros, am venit în drum spre catedrală. Și acolo, la Casa de Cultură a Sindicatilor, speakerul domnul Frățile, profesorul, dacă îl cunoașteți, anunța cross, vin veteran din toată țara și la cross Unirii și m-am dus la el, că mă cunoșteam cu el. Zic, cum, domnul Frățile, și ăștia mai în vârstă poate să alerge? Da, domnul, păi cum, adică, știu și eu să vin și eu, că uite, aș fi alergat. Și că uite, din București, luați legătura cu domnul profesor Cioca, că el cunoaște bine treburile astea și participă și el. Și atunci l-am cunoscut pe Cioca și mi-a spus, da, domnul Frățile, dacă doriți, eu vă dau regulament, adică vă dau programul, calendarul competițional pe anul viitor și participați la crossurile care vor fi. Și atunci am stat, am luat legătura cu bucureștenii, că erau cei mai mulți din București veniți, care erau și de peste 70 de ani. Și ei mi-au spus, da, domnule, ce cacu, de vreo 2 ani s-a înființat Comisia asta Centrală a Veteranilor Sportivi și organizăm crossuri și la București, și la Bușteni, și la Baia Mare, și la Iași, și la Constanța, și avem un calendar competițional. Deci, de 26 de ani alergați în continuu. Sunteți ca în filmul Forest, Go Forest. Da, felicitări încă o dată și la campionatul național de tenis de masă veți participa? Da, acum în 4 aprilie este la Buzău, se organizează, că de câțiva ani nu s-a mai organizat de către Federația Română de Tenis de Masă. Și eu abia aștept să mă duc acolo și, din păcate, până acum văd că nu mai e nimeni peste 80 de ani. Așa că se sperăm, poate să mai înscrie careva până sâmbătă. Ce le transmiteți tinerilor și în același timp celor mai în etate, ca și dumneavoastră, să facă sport? Să transmit să facă sport, sportul care le place, să facă mișcare, asta este. Și să facă cu pasiune, pentru că e în interesul lor, a sănătății, să simt bine atât fizic cât și psihic. Și totodată le mai dau sfat să aibă un pic de credință și să nu țină ciudă pe nimeni, sau chiar dacă ăia care i-au făcut rău, să-i ierte, pentru că e tot spre binele lor. Și pot fugi și nepoții cu bunicii, de ce nu? Cum am fugit și eu cu dumneavoastră, nu e nicio problemă, nu trebuie... Sigur că da, sigur, chiar să ia și pe copii, să-i obișnuiască cu plăcerea de a se mișca, pentru că asta îi dezvoltă frumos și fizic și psihic și intelectual. Și numai bine face mișcarea. Mișcarea este viață. Viața este mișcare. Da, vă mulțumim frumos și vă așteptăm la noi în studio. Iată, stimați telespectatori ai postului Alba TV, exemple de viață, exemple de curaj. Aceasta este viața, Real Risc pentru Alba TV.
curaj. Că acum, de exemplu, acum alerg, nu mai e problema aia. Deci primii pași e mai greu până îi faci. După aia, singur. Și o persoană care este mai plinuță, cum ar trebui să înceapă acest sport? Trebuie să înceapă, să aibă avizul doctorului întâi. Să-i spună doctorul că nu face complicații? Da, că are voie să facă mișcare. Și bineînțeles să înceapă ușor, în prima zi, să alerge nu mai mult de 10 minute, dar ușor. Deci, a doua zi face pauză, da. A treia zi iar 10 minute, alergare ușoară, a patra sau cât am zis eu, a treia zi iar pauză, după aia, dacă totul e bine deci, și să crească bine, gradual. 15 minute alergare, urmă iar o zi pauză. Și tot așa crește câte 5 minute, astfel ca la sfârșitul lunii să ajungă la 40-50 de minute alergare în continuu, fără probleme. Pentru că așa se formează, nu trebuie dintr-o dată să forțezi organismul, că atunci te obosești, ai febră și îți displace și nu te mai ții de treaba asta. Corect, aveți dreptate. Trebuie treptat, adică cu răbdare trebuie luat și după aia nu te mai lași. Dacă ai prins gustul ăsta... Ați spus în materialul care l-am filmat, revin și spun, ați spus că să iertăm pe toți care ne-au făcut rău. Da, dacă sunt cazuri din astea, să iertăm. Dacă ții ciudă pe cineva, nu mai poți alerga cu întrebă, nu? Da, și asta și îți dăunezi ție singur, îți dăunezi. Pentru că tu dacă dorești cuiva binele, binele ăla se întoarce și asupra ta. Corect. Dar dacă nu-i dorești binele, atunci nu se întoarce nici asupra ta binele. Ce program sportiv aveți săptămânal? Aveți un program sportiv, bănuiesc că nu numai alergați, faceți și alte sporturi. Da, tenis de masă, de exemplu, astăzi aveam antrenament. V-am luat de la antrenament. Nu, că nu merg chiar toate zilele. Dar este antrenament tenis de masă, la 6 la 9, în seara asta. 3 ore vă antrenați la tenis de masă? Nu chiar 3 ore, pentru că n-am loc de aia mai tineri. Tot tineretul devine și nu-i... Și sunt mai bun ca mine, știți, la tenis de masă. Și eu apuc așa cu câte unul de ăștia mai noi care să mai joacă băieții mei cu mine, ăla mare joacă cu mâna stângă și mă bate, știi? Radu iar joacă și el cu mine și mă bate și la 0 și la 2 și la 3. Deci de 3 ori pe săptămână faceți tenis de masă? Da, cam de 2 ori, că sâmbătă de obicei mă duc la turnee de tenis de masă când nu sunt crosuri. Peste tot în România? Peste tot. La Fălticeni, la Focșani, la Brăila am fost, la Odorhei. Sunteți la o persoană Oradea. Foarte activă, sportiv, da. Și mai mult de atât, telespectatorii trebuie să știe că sunteți și un jucător de șah. Da, exact. Nu deci ratați asta niciun e pasiunea turneu. Mai veche ca tenisul de masă. Este mai veche? Și ca alergarea. Da. Pentru că din liceu am învățat șahul de la 13 ani și la primele partide din Râmnicu Sărat am obținut categoria 3-a. Și după aia am obținut norma și pentru a doua, dar am plecat la facultate și n-am mai apucat să o iau, știți? Care este programul dumneavoastră zilnic? La ce oră vă treziți? Ce consumați? Poate că sunt niște secrete pe care și telespectatorii, secrete ale longevității și spun aici și longevitate sportivă și activă. Da, să știți că eu, cum să zic, am întotdeauna o mare bucurie pentru sport și de-aia îl fac și cu pasiunii. Și asta contează foarte mult și pentru sănătate și pentru longevitate și pentru asta. În schimb, mai am și lacune, că n-am un program așa, de exemplu, cum are domnul Cioca. Și invidiez pentru asta, că el zilnic aleargă. Dar eu nu pot face lucrul ăsta. Poate că mă reține și soția, că ea nu poate rămâne singură. Și trebuie să o iau și pe ea. Și dacă aș face în fiecare zi, ar fi cam obositor, pentru ea mai ales. Da. Dar totuși, zilnic, noi umblăm prin oraș. Ba la policlinică, ba la doctorul de familie. Și sunt distanțe care umblăm și pe jos. Deci facem zilnic 4, 5, 6, 7, 8, 9, câteodată mai rar, bineînțeles, am avut și 10, 11 km de mers pe jos numai. Plus de autobuz. Adunat pe toată ziua, adică și dimineața și după masa. La ce oră vă treziți dimineața, de regulă? Că de obicei, eu știu cum spunea bunica, ce nu mai am somn de la ora 4 dimineața. Mi-ar părea bine să nu mai am somn, dar din păcate... Deci nu suferiți de sindromul acesta de a vă trezi noaptea? Ba, mă trezesc noaptea pentru că mai am, dacă nu sunt atent cu lichidele, știți? Mai am probleme cu prostata, trebuie să ies noaptea o dată, de două ori, mai rar, de 3-4 ori, așa.
trebuie să fiu atent ce consum, să nu consum băuturi alcoolice seara, să lichide multe. Și de obicei aici am o lipsă, dar tot zic să o remediez, că culcam până la 12 noaptea și sunt normal atunci. Și până la 12 noaptea, ce ai? Sport, tenis de masă? De exemplu, dacă tenisul de masă până la 10, până la 10 jumate ajung acasă. Nu, după aia, dacă mi-e prea foame, trebuie să mănânc ceva, dar eu caut să nu mănânc, ca să mai scad în greutate. Și deci după ține și dieta. Da, mai țin, de exemplu, aseară n-am mai mâncat și azi dimineață am scăzut cu aproape un kilogram. În bloc de 70 și ceva, sau 71, am avut 69,4 kilograme. Numai câteodată vin flămând și atunci nu mă pot abține și mai... Da. Dar și ca alimentație, ce... Mie îmi place mai mult vegetarienii, mai mult îmi place, dar crude sau pregătite termic? Adică salate sau... Salatele îmi plac foarte musaca mult. De legume și... Salatele îmi plac foarte mult și fructele iar la fel, însă nevastă-mea ea e mai carnivoră și ea mai mănâncă carne și... Mai și vă ispitește și pe dumneavoastră. Nu mă prea atrage, nu mă prea atrage carnea așa. Însă mai, ia, dacă nu mănâncă tot, mănânc eu. Ce mai rămâie și să n-aruncă. Da. Aveți și prieteni de vârstă apropiată pe care i-ați coptat în clubul dumneavoastră de cross, să-i spunem așa? Că... De aici, din Alba, nu am, însă așa de la București am de categoria mea. Mai mulți, la București sunt mai mulți. Deci din Alba Iulia sunteți singurul veteran care participă la competiție? Nu competiții. Sunt singurul veteran peste 80 peste de ani. Peste 80 de ani, da. Însă mai este domnul Cioca, care are și el 70 de ani, mai este doamna Gușat, care are și ea 72 de ani, parcă, și mai e Vasile Hârjoc de la Cugir, care are 60 de ani, sportiv foarte bun. Și cam... Bine, la 60 de ani deja îi... Da, tânăr, numai... Dar și eu când eram de 60, mergeam la maratoane și la semi-maratoane. Și... Deci la 60 de ani alergați maraton însemnând câți kilometri? 42 de kilometri și 195 de metri. 42 de kilometri? Da, da. Alergați dumneavoastră la 60 de ani? Stați primul maraton să vă spun exact. Da, la 60 de ani cred că l-am alergat primul maraton, că al doilea a fost până la 65 și ultimul parcă la 70. Și în... Ce timp? Vă aduceți aminte? Da, mi-aduc aminte, cu toate că n-am făcut o pregătire chiar cum ar trebui, știți? Am făcut la primul maraton, domnul Cioca m-a cronometrat, că el nu a alergat maratonul și a stat în tribună. Și când am intrat eu pe stadion, trebuie să mai fac o tură și o striga la mine, m-a încurajat și parcă mi-a dispărut toată oboseala când m-a încurajat el. Și am făcut tura aia foarte rapidă, știți? Și el mi-a zis că am făcut 4 ore și 40 de minute. Deci cu o viteză medie de 10 km pe oră. Aproape, da, cam așa, sigur că da. Foarte bine. Al doilea maraton a fost mai lung, vreo 5 ore parcă am făcut, și ultimul, Sighișoara Mediaș, ăsta a fost ultimul maraton al meu, l-am făcut în 5 ore și 25, parcă. La ce etate? Ce la 70. La 70 de ani? Eu nu mai știu sigur, 70 sau 75, domnule, că trebuie, dacă mă uit în carnetele mele. Oricum, dacă dacă ar fi la 70 de ani, la 70 de ani, 42 de kilometri. Da, da. Până la ce vârstă v-ați propus să alergați? Eu mi-am vrut să alerg până la 100 de ani, dacă mă ține cel de sus. Deci și sănătos. La... Foarte frumos. Da, eu așa aș vrea, dacă mă ține, nu m-aș lăsa deloc, tot timpul. Și de tenis de masă, la tenis de masă m-a dus și niște diplome, pe care după aceea. Am fost anul trecut campion la categoria mea. Păi, campion, dar anul acesta sunteți deocamdată singurul înscris. Nu, anul trecut m-a luat așa că am fost cel mai în vârstă, da. Și am participat la vreo 8 turnee din astea, știți? Într-un singur an? În toamnă, când m-am apucat numai din iulie și până în decembrie, înainte de Crăciun. Am fost aproape la toate turneele din țară. Împreună cu băiatul meu. Deci activitatea principală la dumneavoastră este sportul. Da, asta este. Pe lângă și șah. Când șah? Ați mai jucat în turnee? Păi am jucat astăzi la Memorialul Breaz.
Mihai Braz, care a fost anul trecut și tata dumneavoastră a fost atunci, la Baia de Arieș, la Câmpeni, la Avramiancu, la Sebeș, la Cugir n-am fost, că nu știu ce am avut atunci ziua aia, la Teiuș și la Aiud. Deci, și Blaj. La toate astea am fost. Dacă toți pensionarii ar fi la fel de activ ca dumneavoastră și de sportiv, cred că industria farmaceutică ar da faliment. Da, exact. Ar fi sănătoși, domnule. Pentru că screază și o stare de spirit foarte pozitivă, optimistă. Nu luați niciun tratament? Nu luați medicamente? Sau... Din păcate, eu că doctorul de doctorița doamna Covaciu de prostată mi-a dat să iau câte o pastilă de asta seara. De asta, Contiflo sau... În fine, da. Acum, prostata și... este o boală pe care bărbații mai devreme sau mai târziu... Da, e adevărat. Zice că este o boală generalizată, da. Așa, dar nu că nu mă supără. Numai deci cu tensiunea stați bine, da, cu tensiunea, inima da. Bine, cu vederea. Da. Vederea stau bine și zilele vederea... trecute, când am fost la dumneavoastră acasă, am observat că citiți ziarul fără ochelari. Da, sigur că da, fără ochelari. Numai dacă e lumina bună, bineînțeles. Deci nu aveți nevoie de ochelari, nu aveți nevoie de alte medicamente pentru circulația sângelui, nu, pentru tensiune? Așa ar trebui, cred că să mai iau niște cum vitamine. Facem, cum am putea reuși împreună să-i determinăm pe cei de vârsta a treia și nu numai pe ei, pentru să alerge? Da. Eu cred că prin mai multe emisiuni așa la TV, la radio, încurajări și... Din când în când că organizarea câte unui cross, dar așa de distanță mai mică, ca să nu se sperie, știți, așa. Deci, cum a fost în jurul cetății, în șanțul cetății, 2 km, 2 jumate. A, deci asta e o distanță mică. Da, și nu e nevoie să alerge toată distanța. Știți că așa trebuie încurajați întâi. Că se poate și merge, dar mers așa mai repede. Adică alergi o porțiune, după aia, dacă vezi că ai obosit, o iei la pas. Nu e nicio problemă, principal să faci distanța. Am înțeles, nu contează timpul. Nu, contează să particip și să termini traseul, asta e, nu-i bine să abandonezi. Mergi la pas, dar uitați, la București m-am dus la Tea Crossuri și acolo crossuri populare de 4 km, acolo la Kiselev, la Charles de Gaulle, că acolo este să faci așa un traseu de 4 km și acolo participă atâta lume și tineret și copii și familii. Și mulți merg la pas, știți, așa, după o distanță deci, de... Deci mergeți, ați fost și la București să alergați? Da, păi am fost mereu la crossurile la București. Păi, dacă... Adică în anii trecuți tot vorbesc. Ați mers până la București să alergați, da. Ce-ar fi să facem un turneu, mai slăvești și eu, și să alergăm, să dăm exemplu cetățenilor în diverse localități, orașe din județul Alba și toți cei care participă alături de noi la una sau două ture de stadion, ca să pot alerga și eu, să nu gâfui prea tare. Pentru că trebuie să începeți antrenamentul din timp și așa treptat, cum am zis eu. Să le oferim câte un tricou inscripționat cu Alba TV și cu siguranță vor veni și copii și vârstnici și adulți. Sigur, e o idee foarte bună și cred că ar da rezultate. Deci veniți să alergăm la Teiu sau la Cugir sau la Sebeș. Oriunde, da. În orice oraș. În orice oraș și o comună. Și la anul trecut a fost ăsta crossul de ziua olimpică, la Cricău. Am fost acolo cu soția și am alergat și noi un kilometru jumate cât a fost crossul. Vă joacă de copil pentru dumneavoastră. Da, totuși, dar ăia tineri m-au întrecut. Bineînțeles, am fost la urmă cu soția. Ăia tine știți, dau bătaie tare, aleargă. Bine, aici nu contează cine iasă pe primul loc, cum a spus principalul și dumneavoastră, principalul e să faci sport să faci, într-un mod regulat și să termin cursa care ai început. Așa, exact. Și nu e nevoie să forțezi așa ca să-ți fie rău după aia, că atunci nu mai e o plăcere, știți? Deci pentru dumneavoastră alergatul este o plăcere, o plăcere și garantați și celorlalți vârstnici dacă se apucă de alergat că va deveni o plăcere. O plăcere și o obișnuință de care nu se vor lăsa. Știți? E, cum zicea chinezul, că cursa de 1000 de kilometri începe cu un pas sau așa ceva. Și aici, dacă te obișnuiești, eu văd eu dacă nu umblu o zi sau asta, după aia simt nevoie așa că nu pot să mai stau a doua zi.
trebuie să o iau din loc. Să merg, să alerg, soția împreună, ea aleargă și ea. Poate să țină, câteodată chiar mă trage să mergem mai repede. Deci aleargă chiar dacă a avut un accident cardiovascular? Accident vascular cerebral a avut. Soția dumneavoastră, acum 5 ani? A 10 aprilie. Și aleargă? Aleargă cu mine. Dar alerg cu ea distanțe mai mici, adică mai mici. Până la 6 km maxim. Aoleu, deci asta spuneți dumneavoastră că e distanță mică. Păi sunt mulți tineri și de vârsta mea care nu aleargă această distanță. Păi nu, că trebuie să înceapă întâi cu puțin, cu un kilometru sau jumătate de kilometru. Și după ce a avut accidentul cerebral, da? Medicul a spus că a recomandat mișcare? Nu, că medicul nu știa de treburile astea, din păcate, știți? Dar eu am continuat așa și după aia când am spus la medic, a zis foarte bine faceți. A aflat, a confirmat că ați făcut că mișcarea face bine, pentru că intensifică circulația sângelui peste tot, și la creier și tot. Și a fost un accident ischemic sau cu hemoragie? Nu, fără hemoragie. Deci ischemic. Dom'le, eu eram atunci plecat la Bușteni la schi. Că și schiul mi-a plăcut. Știi? Și schiați. Da. Și pentru că era viscol și furtună pe sus, acolo, pe la Babele, telecabina nu a mai circulat. Și împreună cu prietenii de la Miercurea Ciuc, eram vreo 4 inși, a trebuit să ne întoarcem acasă. Și când am dat telefon acasă, Radu, băiatul, da, mi-a zis, uite, mama, a trebuit să o duc la urgență, repede, uite. Și ce vârstă avea atunci, doamnă? Deci acum are 80 de ani, 76. 76. Deci la 76 soția dumneavoastră a avut accident vascular cerebral. Da. S-a apucat de fugă și, da, și fuge și în, da, la ora actuală. Și doctorul de psihiatru, domnul doctor Stoica, mi-a zis că bine fac, mișcarea asta ajută foarte mult. Da, deci, iată, sunt foarte mulți care după un accident de genul acesta cerebral se feresc a face mișcare. Nu-i bine, domnule. Într-un mod greșit. Dar sigur că dacă mișcarea, bineînțeles, nu exagerez doar, dar trebuie mișcarea, că mișcarea intensifică circulația sângelui. Și la ultimul cross a fugit și soția dumneavoastră? Da, eu la toate crossurile cu ea fug de acum, că ea nu mă lasă singur. Și câți kilometri ați făcut? Numai 2,5 aici. Numai 2,5? Acum 14. Da, 14. E un exemplu pentru foarte mulți. Deci după 5 ani de la un accident cerebral să alergi. Da, da. Practic și acest sport ține organismul în viață. Da, sigur, anul trecut la campionatul. Am citit național într-o carte oferită de o prietenă bună de a mea, de familie, în care povestea despre o bunicuță care la vârsta de 73 de ani a avut tot așa un accident cerebral, da, s-a apucat de fugă, fugea zilnic 10 km și a sfârșit viața la vârsta de 103 ani tot la un cross. E extraordinar. Da, deci 30 de ani după incidentul. Dar cine i-a spus cineva să facă mișcarea da, asta? Da, da. Doamna din California, medicul terapeut, i-a recomandat, aleargă cât poți, 100 de metri, 200 de metri, nu contează, nu mai fă mișcare. Da. Și bunicuța noastră, care în alt context mulți ar spune, nu este adevărat, dar acum dumneavoastră sunteți un exemplu viu și dumneavoastră și soția, că se poate așa ceva, da, s-a apucat 100 de metri, 500 treptat de metri, un kilometru treptat, îi făcea plăcere ceea ce făcea, se simțea bine. Trebuie să-ți placă, domnule, ce faci. Și a ajuns de a alergat în mod constant, zilnic, între 7 și 10 km, până la vârsta de 103 ani. Deci, cu siguranță și dumneavoastră veți ajunge, cum a spus, da, la 100 de ani. Foarte important ca un sfat sau o sugestie pentru dumneavoastră și pentru alimentație, să renunțați la proteina animală pe cât posibil. Da, așa trebuie. Asta însemnând și carne și, da, așa și lactate. A lăsat și de singurul lapte care îi benefic de organismul capră, nostru, laptele de capră, da. Nefiert.
Da, 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 capra e sănătoasă. După 47,7 grade, dacă se încălzește laptele, oricare ar fi, dispar enzimele. Și lipsa enzimelor îngreunează digestia. Da, 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 da. Lucru care duce la boli și la alte probleme de sănătate. Da, da, da. Deci începem, cu alte cuvinte, începem să alergăm prin Județul Alba pentru da. Început, da, sigur că da. Suntem din Județul Alba da, și normal. Trebuie să dăm un exemplu. Sigur că da, sigur. Și putem spune telespectatorilor noștri că vom începe chiar de săptămâna viitoare. Da, 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 sigur că da. Putem începe marți, avem stadion la Sebeș sau miercuri. Spuneți-mi, nu. Uitați, păi, luni aveți... seara, da. Eu trebuie să plec la București, că marți avem adunarea generală ordinară Federației Române de Tenis de Masă. Și eu sunt delegatul din partea Clubului Sportiv Unirea. Noi avem echipă de tenis de masă în divizia B. Da, deci luni nu se poate. Bun. Marți ședință, vă întoarceți de la Alba? Mă întorc, seara mă întorc. Deci miercuri sunteți... Sunt liber și joi. Că vineri trebuie să plec la Buzău. Aveți un program foarte încărcat. Păi atunci... Da, acum, pentru treaba miercuri, asta. Putem alerga pe stadion în da, Sebeș. Da, sigur, da? Sigur că da. La ora 4, deci la ora 16, miercuri, da, da, alături de domnul Suflețel, încurajăm da. Pe toți sebeșenii să vină la o, spuneți, un anunț... mic cross. Da. Pot și veni de orice vârstă? Păi sigur că da. Spuneți și lui Mircea... Mircea Bogdan. Bogdan. Da? Tata așa. Viceprimar. Da, da, am auzit că este el. Un foarte bun alergător. Și, păi, dar ia premii mereu, locul întâi. Deci invităm din Sebeș și copii și adulții și vârstnicii, da, 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 indiferent de greutate. Indiferent, indiferent că cei care sunt mai grași alergă mai încet și dacă nu mai o ia la pas, știți? Numai... Important da, e să termine să două ture. Da, cine, deci, da, două ture, miercuri la ora 4 pe stadion în Sebeș, cine da. Reușește să, alerge, da. Scuze, da, două ture de stadion. Numai două ture. Păi, da, să da, nu, început, da, a spus da. Că la început, trebuie început încet da, și da, după da, aceea, așa, da, așa, exact. Va primi un tricou personalizat cu sigla televiziunii Alba TV și, bineînțeles, sănătate și riscul de a intra microbul alergării da, de a în sânge, de a recidiva, da. Și atunci, joi, anunțăm pe cei din Teiuș, joi mergem la Teiuș da, să alergăm, da? Da, da? Da sigur, tot așa, joi la ora 4, nu știu, în Teiuș, dacă este stadion, cu siguranță. Este stadionul CFR Teiuș. Da. Păi CFR Teiuș. Mai bune. Da, deci da. Pe stadionul CFR Teiuș, la ora 16, deci 4 după amiaza, da. Alături de domnul Suflețel, voi fi și eu acolo, vom avea tricouri, toți cei care vor reuși să încheie mini-crossul de două ture de stadion, vor primi un tricou cu sigla televiziunii Alba TV. Da. Vineri nu se poate, că plecați nu, la da, competiție, la Buzău, dar putem continua săptămâna nu, cealaltă, nu, deci nu, care nu urmează. Putem, e săptămâna mare. Nu? În săptămâna mare de... nu se fuge? Ba să fuge, dar eu știu, poate că nu vin, știu că... E, când nu. E vorba de sănătate, da, e săptămâna da. Mare și săptămâna luminată, nu? Nu e aceeași? Nu, după nu? Paști după aia luminată, săptămâna... da. Da. În sfârșit, acum considerați dumneavoastră. Am fost de câteva ori la biserică, da, da. Putem și în săptămâna mare, nu chiar de da. Obicei în săptămâna mare, da. Bărbații cam fug de acasă că e mult de lucru, curățenie. Așa, așa, vezi de tate că da, asta e valabil la toată lumea. Bunătățuri și așa mai departe și atunci da. Au un motiv în plus să vină pe stadion să alerge și putem continua și săptămâna da. Mare da. Cu încă mare. Două orașe, cu Giru sau... alt da. Oraș, Aiudu, da. Da, pentru că toți așteaptă un impuls la urma urmei da. Și primul pas e cel mai greu de făcut. Cu siguranță da. Cine va participa la aceste îndemnuri de a alerga și de a face sport vor continua. Vă vor cunoaște și pe dumneavoastră live, vor vedea că nu este un trucaj televizat, da? Exact, sigur. Vă vor vedea în carne și oase, vor discuta cu dumneavoastră, cu siguranță aveți multe să le povestiți și v-aș ruga să mai împovestiți odată. Mie mi-a plăcut povestea în care dumneavoastră ați văzut că era o competiție în Alba Iulia, da? Da. Și
Ați văzut că sunt și vârstnici acolo, da? Da, și a spus, cum, domnule, au voie și ăștia mai în vârstă să alerge? Da, a fost și atunci a fost, practic, primul pas de a intra în lumea competițională, da, ca exact, să spunem așa. Exact, care mă așteptam de mulți ani eu. Dar nu știam că se va realiza, știți? Așa fericit deci, am fost atunci. Dumneavoastră mi-a spus, aveam vreo 30 de ani și mi-era... rușine să alerg cu cei mai tineri. Da, 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 păi da. La 30 de ani, dacă omul la 3... Deci erați tânăr și dumneavoastră. Eram tânăr, dar nu tânăr știu de ce. Și acum. Deci da, nu... deci... da, așa era... Vedeam că erau numai elevi, numai copii care alergau și... Bine, concepția asta există și acum. Deci, da, da, nu-i bine. În alte țări civilizate... America, Germania, Franța, acolo altfel se văd lucrurile, da. și participă lumea mai mult ca la noi. Da, să sperăm că scurta noastră emisiune a fost de folos celor care ne-au urmărit. Să sperăm că vor fi cât mai mulți miercuri pe stadion în Sebeș la ora 16, joi pe stadionul CFR din Tăiuș, tot la ora 16, pentru a începe această activitate sportivă, da, dătătoare de sănătate. Sănătate. Noi ne vom ține promisiunea, vom fi acolo, vom avea tricouri pe care le vom oferi tuturor celor care participă efectiv, deci toți cei care reușesc să parcurgă traseul celor două ture de stadion vor primi un tricou inscripționat. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou cu domnul Suflețel pe stadion în direct și live, da, la alergat, transmitem tuturor iubitorilor de sport sau de mișcare, da, să își reactiveze amintirile și să se reapuce de sport. Iar cei care n-au făcut-o până acum să iei acest exemplu, un exemplu demn de urmat, și să o facă de acum înainte. Sigur, să participe. Rog regia să ne dea un pic de publicitate, câteva promo, după care vom continua emisiunea alături de un alt om deosebit, un invitat de mare valoare, domnul Sabău Florin, pe care cu siguranță vă veți bucura că îl veți cunoaște. Afli mai multe despre cum să realizezi un proiect de arhitectură sau care este pulsul pieței imobiliare, ce noutăți apar la materialele de construcții, unde găsești parteneri de încredere atunci când visul tău este legat de casa ta, Monica Dumitrescu îți lămurește toate aceste aspecte. Monica Dumitrescu și echipa Alba TV se informează pentru tine. Casa ta, emisiunea despre un important vis al fiecăruia dintre noi, propria casă. Construcții, decorări, idei de design interior și exterior, inspirații și soluții de la specialiști. Casa ta, în fiecare joi seara de la ora 19:30. Revenim în direct aici la Alba TV cu un nou subiect la fel de interesant ca și cel prezentat în prima parte. Real risc. Probabil foarte mulți dintre dumneavoastră se întreabă de unde e atâta real și de unde e atâta risc. E bine, în prima parte ați văzut un domn de 80 și ceva de ani care aleargă alături de soția lui în ciuda vârstei. Riscul la care ne supunem zilnic de a nu face sport este unul pe măsură. Ați văzut în prima parte a emisiunii cum domnul Suflețel aleargă cu soția
dânsului, în ciuda faptului că soția dânsului a avut un accident cerebral. Cu toate acestea, dânsa, soția, aleargă 5-6 km la crossuri, aleargă zilnic, lucru care îi menține sănătatea. Alături de mine în studio am acum un alt prieten bun de-al meu, domnul Florin Sabău, pe care îl salut. Bună seara, domnul Radu. Bine ați venit la noi în studio. Bună seara tuturor telespectatorilor. Da. Și sportivilor, arcașilor, șahiștilor și pictorilor, amatori și la toată lumea. Povestea dumneavoastră este una aparte din prisma bolii pe care o aveți, Parkinson. Este o boală necruțătoare și cu toate acestea, dumneavoastră ați găsit puterea, voința, credința și determinarea să o învingeți prin câteva activități deosebite. Una dintre ele, și trebuie să o pomenesc, este șahul, unde pe lângă că acest sport artă vă place într-un mod deosebit, ați inventat, să spun așa, ați făcut un studiu asupra anumitor atacuri. A doua activitate este pictura, despre care vom vorbi detailat. Și ultima și poate prima este trasul cu arcul. Ați tras cu arcul și înainte de depistarea bolii sau abia după aceea ați descoperit acest sport minunat? Deci am vrut din copilărie, dar atunci apăreau în Neckermann-uri arcuri de lemn de 2000 de lei. 2000 de lei avea tata inginer, constructor de mașini, salariu. Cum era să-mi cumpăr arc atunci? Deci n-aveam cum. Și atunci n-am făcut practică, dar cu ce mai am făcut în copilărie pe la țară, cu arcuri de alun, săgeți de trestie. Și când m-am îmbolnăvit de boala Parkinson, am vizionat pe internet multe cazuri și m-am speriat foarte tare. De ce poate să facă această boală? Ce urmează boala să facă din mine? Și nu mi-era frică de mine, dar mă gândeam la familie, că trebuie tot timpul să fie cineva lângă tine și să... Nu-i ușor să ai grijă de un bolnav. Și atunci am ajuns într-o situație negativă foarte rea. Dar întâmplător mi-am adus aminte că l-am văzut pe Cassius Clay ridicându-se din scaunul cu rotile, trăgând o săgeată și aprinzând flacăra olimpică. Și am zis, dacă el a putut, o să pot și eu. Și undeva este o olimpiadă și pentru mine. Da. Și n-a trecut prea mult și era cât pe aici să îndeplinească visul. Să mergeți la olimpiadă. Da. Da. Am să rog regia, dacă are pregătit materialul, rog să vedem un material filmat undeva în apropierea stadionului municipal din Alba Iulia, acolo unde am încercat să facem o mică demonstrație cum se trage cu arcul la țintă. Am încercat și eu, probabil pentru prima dată n-am nimerit nici cum ținta. În schimb, domnul Florin Sabău demonstrează că este un profesionist. Mai mult de atât, o să vedeți în material la ce competiții a participat și unde a reprezentat România la nivel mondial.
primul român care a reprezentat România la campionatul mondial de para-archery din 2011, se află alături de lângă noi, domnul Florin Sabău. Îi spunem felicitări pentru activitate și mai mult de atât, felicitări pentru voința dumneavoastră deosebită. De cât timp trageți cu arcul și de câte ori pe săptămână? E cam din 2009, când m-am îmbolnăvit de Parkinson și mi-am ales acest sport ca o fizioterapie și am avut dreptate, pentru că am înregistrat niște evoluții pozitive la activitatea fizică și mentală. Mai ales mentală mă ajută foarte mult și chiar am reușit pe un coleg, adică un vecin, care suferă de aceeași boală, să-l aduc la o linie foarte bună de nivel psihic, dar acum are ceva probleme și nu a putut veni și el aici. În afară de acest sport, de trasul cu arcul, ce alte pasiuni aveți și ce alte ocupări aveți pentru a vă face viața mai frumoasă? Trebuie să te corectez un pic. Nu e ideea să fac viața mai frumoasă, e ideea să o fac foarte frumoasă și fericirea e foarte mare, pentru că curios și chiar de necrezut, dar această boală mi-a deschis un orizont despre lume și despre viață altul decât cel care l-am avut înainte, când nu eram pensionar și nu eram bolnav. Și astfel, acum am pasiuni, am foarte multe, dar m-am limitat la 3, trasul cu arcul pentru competiții și eu sper că există o olimpiadă la care voi participa și mă voi califica. Șahul, unde am inventat niște atacuri fulger și o deschidere și pentru care trebuie să lupt ca să se știe de către toți marii maestri că se poate și este viabilă. Și pictura, care am început-o cu prietenii mei arcași și am ajuns să pictez și pe alți arcași din alte țări, din America, care îmi mulțumesc pentru picturi, dar încă n-am reușit să le trimit nicio pictură, pentru că sunt niște costuri pe care nici eu nu le suportăm. Am văzut picturi de ale dumneavoastră într-adevăr senzaționale. Cum reușiți să stăpâniți această boală și să faceți picturi atât de reușite? Am văzut călăreți, cai pictați de dumneavoastră și, bineînțeles, pentru în premieră mondială, arcași cu arcuri moderne. Cum reușiți să pictați? Nu vă încurcă această boală? Deci aveți dreptate. Cred că în Guinness Book poate să îmi lase un loc liber, pentru că primele picturi, tablouri cu arcași moderni, eu le-am făcut din câte m-am interesat și rezolv problemele curios, dar dacă nu mă gândesc la boală, ea nu-și arată efectele. Cum mă gândesc un pic, cum încep toate efectele bolii să se arate. Și totuși o modificare s-a întâmplat, faptul că nu mai pictez cu dreapta, ci cu stânga și folosesc cuțitul, șpatlu, de exemplu. Deci cu pensula nu prea îmi permit să fac. Și atunci mi-am schimbat stilul în funcție de posibilitățile actuale. Dar totuși mai merge și cu dreapta când obosește stânga și rezolv problemele. Când mai pot să țin mâna dreaptă cu mâna stângă și uite așa rezolvăm toate neajunsurile. Da, vă mulțumim frumos. Iată, stimați telespectatori, un exemplu de viață, un exemplu de curaj, un exemplu de luptă și îmi permit a vă invita să vedem împreună câteva dintre picturile nemaipomenite ale domnului Florin Sabău.
Da, picturi frumoase. Picturi frumoase, făcute de un om frumos. Și acum surpriza. Domnul Florin oferă întreaga lui colecție de tablouri celor care vor să doneze și celor care donează Asociației Anti-Parkinson. Un gest nemaipomenit. Din Deva. Din Deva, da? Deci este Asociația Anti-Parkinson din Deva. Cei care vor să facă donații acestei asociații vor primi din partea domnului Florin Sabău fie un tablou, fie mai multe, fiecare după cât dorește să cotizeze, să ajute această asociație. Există o sumă sau cum ați gândit-o? Nu există nicio sumă. Deci, cât vrea omul. Deci, dacă un om crede că are mai mult decât îi prisosește, poate să dea la alții să dezvolte acest sistem de asociere mai bine ca să... Uite, vă dau un exemplu. Eu din 2009 până în 2014 trebuia să am un medicament. Nu l-am avut. Am mers chiopătând, am mers cu cârje, cu baston, cu ce am avut. Ei, în 2014 mi-au dat medicamentul. Bine, cu aprobări, cu tot ce trebuie, o întreagă problemă. Parcă sunt sănătos o perioadă a zilei. De-aia am și zis că aici, acum, seara, la ora asta, sunt și sur, și orb, și șchiop, și toate alea. Deci, până acum, datorită medicamentelor, care și acestui medicament care l-am luat și le-am fiecare zi, bineînțeles, pe lângă celelalte vreo 10 medicamente, dar ăsta m-a pus pe picioare de cineva acolo, dumneavoastră, ieri, alaltă, la concursul de șah, a zis că nu și-o dat seama că eu sunt bolnav. Păi nu, pentru că, uite, este o perioadă în care mă simt exact normal. Dar după aceea, efectul dispare, adică se atenuează și boala... Și dumneavoastră faceți acest gest nemaipomenit pentru ca și alți bolnavi să aibă acces la... Este scump medicamentul sau... Este scump, da, este scump. Și trebuie aprobări de la... Aprobări de la sistemul care există în țară și e foarte bun sistemul, dar... Uite că aprobările astea sunt mai greu de obținut și vin mai greu. Și rămâneți fără colecția de tablouri. Dar nicio problemă, că pentru mine și așa e o fericire să dau un tablou. Zicea un prieten odată, zice, ca să iau un tablou de la tine, trebuie să-mi plătești tu mie, știi? Deci așa că nu e nicio problemă. Da. Mă mai glumim, fiecare tablou este o părticică din viața mea, din suferințele, din bucuriile mele. Este o poveste pe care cel care va lua tablou, dacă stă și se uită la tablou, am avut un prieten care stătea 2 ore să se uite la un tablou de-al meu. Și acum cred că mai trăiește. Cum pictați? Cu siguranță telespectatorii se întreabă cum reușiți să mânuiți pensula. Deci, sau nu pictați cu pensula? Așa cum nu mi-am dat seama că m-am îmbolnăvit de boala Parkinson până când nu a venit o fetiță de-a mea și... Zice, tată, ce faci? Păi cum ce fac? Uite, scriu la calculator. Păi dar scriu cu mâna stângă. Păi scriu cu mâna stângă. Nu mi-am dat seama. Deci că mâna dreaptă nici nu o mai aveam. Deci din punct de vedere a creierului, mâna dreaptă nu o aveam. Și așa și pictez. Dintr-o dată am început să pictez cu mâna stângă. Mai pictez și cu mâna dreaptă cât să nu amorțească de tot. Eu iau cu stânga o... De fapt, ca și la arc. Și la arc. Eu trăgeam, de fapt, cu o mână. Trăgeam cu mâna stângă, mâna dreaptă fiind numai agățată de arc. Trăgeam, ridicam arcul, întindeam arcul și mâna dreaptă numai lăsa corda, cum puteam. Și eu, că de-aia mergea săgeata în aer, de ziceau, mă zice, numai tale merg în toate părțile. Și mai se întâmplă să ajungă și în țintă. Dar... Așa asta s-a întâmplat, fără să-mi dau seama, probabil într-un moment de relaxare, de mai bună dispoziție, că așa se întâmplă. Când ajută, este o terapie și pictura la urmă. Da, este foarte bună, pentru că odată ca și pensionar trebuie să ai o activitate ca să-ți placă, că te mai trezești la ora 3, la 4, la 5, noaptea, ce să faci până dimineața? Pictezi. Da. Și pe urmă, dacă ai și alte activități, uite, eu am început să pictez
Arcaș. Prima dată, după boală, deci m-am lipit și eu la familia arcașilor din România și văzându-i cât de frumos trag și trăgând împotriva lor, că, cum ți-am explicat, când se face clasamentul, se îndoie lista în două. Și ajuns să trag eu, că eram ultimul, cu primul. Și văzându-i cât de frumos trag și cât de precis, am zis că merită să fac și eu un efort și am început să-i pictez. Acum nu la toți le place să-și vadă fizionomul, că îi mai și nimeresc, știi? Nimeresc de seamănă. Nu la toți le place. Și atunci unii o zi zice... Și atunci zice... aia cumpără tablou, spune. Nu, nu expune că îl cumpără. E, nu. Dar unii nu le bun, place. Dacă... În afară de imaginile prezentate, dacă telespectatorii vor să vadă tablourile dumneavoastră, pot să intre în legătură cu studioul, da, cu televiziunea Alba TV, să-și lase o adresă de e-mail, un număr de telefon și dumneavoastră le puteți trimite întreaga colecție, fie pe Facebook, nu? Pe Facebook da, e cel mai pe ușor. Pe Facebook la Sabău Florin cu Y. Sabău Florin cu Y. Y în loc de I. Florin cu Y. Așa, acolo aveți găsesc, expus acolo la fotografii, albume, toate tablourile care le-am făcut eu până acum. Multe sunt date, deci la orice concurs și competiție mă duc, pun pe iarbă jos tablourile care le-am făcut. Și cine vrea să ia și dacă are bani și vrea să dea pentru asociație, dă, dacă nu, treaba lui, să se deci, bucure dată, de tablouri. Deci, ca să înțeleagă cum le da și gratis? Da, e gratis, de fapt. Deci eu, ce fac, deci... eu le dau gratis. Deci dacă are bucuria să... Deci am pățit că am găsit unul, deci am dat la cineva tot așa premiu, tablou, chiar în Alba Iulia, și după aia l-am găsit când am coborât din păduri pe acolo, l-am găsit un șanț. Deci nu... Se întâmplă și așa, sunt și oameni din ăștia, știți? Bun, da. Dai gratis întâmplă ceva... Și, și crede dacă că nu-i nu... trebuia, trebuia să nu pună mâna pe el, să-l ia. Și, în fine... Dar îmi asum riscul ăsta. Lasă rămână în șans tablourile mele. Da, bine, da. Unul din 10, probabil. Din nu 10, cred că este da. Cazul. Deci cei care doresc, există un număr afișat pe ecran în curând, să intre în legătură cu studioul Alba TV, să-și lase datele de contact, veți lua legătura cu dânsul și îi veți trimite pe Facebook toate tablourile. Deci, ca să înțeleagă telespectatorii, dumneavoastră nu pretindeți niciun leu. Mie nu trebuie să dea la asociație. Să dea la asociația... cum se numește asociația? Asociația Anti-Parkinson, Anti-Parkinson în Deva și da? Uite, acolo are contul. Da? Și aici deci... numărul de telefon al președintelui. Deci Asociația Anti-Parkinson Deva, în momentul în care dumneavoastră îi dați pânza, pe spatele pânzei va fi scris contul, nu? Da, da. Va fi dacă scris vrea să doneze, contul dacă vrea să doneze. Vrea... Deci și cei care doresc să aibă un tablou de la dumneavoastră, fără să plătească nimic, au șansa să da, vă promită da, că va plăti. Și să nu-l arunce. Să nu-l arunce, să da. Să nu-l arunce. Și în Deva, la magazinul Mâini Îndemânatice, un magazin special al oamenilor speciali cu activități speciale și puțin cu dizabilități. Da. Deci acolo sunt, acolo duc toate tablourile care le fac, care nu ajung în competiții. Deci o când nu am competiție, duc tablourile acolo. Tot cu titlul gratuit? Acolo nu cu gratuit, acolo se plătește. În fine, în fine acolo un e preț altceva. Mic, un da, preț mic. Deci ideea e acolo ca oamenii să meargă să vadă tablourile mele și produsele celorlalți. Ați înțeles? Deci am înțeles. Asta e ideea acolo. Bine, ideea din seara aceasta cu privire la pictură este următoarea. Că dumneavoastră... Eu pictez pentru prieteni. Pictați pentru prieteni și pentru asociația da, de la Deva Anti-Parkinson da, să-i ajutați pe ceilalți bolnavi de Parkinson să da, își găsească drumul spre medicație mai ușor sau spre alte activități care să-i ajute în lupta asta împotriva bolii. Intenționăm să facem bolii împreună cu deci, și eu și împreună cu asociația Anti-Parkinson din Deva. Intenționăm să facem lucruri și mai interesante pentru bolnavii din toate categoriile. De exemplu, am fost eu
la un fel de, nu știu cum să zic, în fine, un proiect Noro, îi zice, la Zalău, da, unde este ca un fel de sanatoriu, dar se tratează, să are grijă de bolnavi cu boli rare. Și așa ceva o să încerc să fac și eu, dacă o să mă ajute cineva mai deștept decât eu, la Aiud, poate un centru pilot al UNORO sau un centru pilot al asociației. Deci tot o activitate umanitară. Da, deci activitate umanitară. Pentru că, cum v-am spus, acum altfel văd această latură a vieții, adică partea a doua a vieții unui om, altfel să pun problemele. Corect. Și încerc să ajut. Și mai mult suprapunându-se și cu o boală. Da. 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 Și atunci știți că este vorba aia că zici, vezi un bolnav și zici, îmi dau seama cât de rău te simți, îl vezi fără un picior. Ei, nu e adevărat. N-ai cum să-ți dai seama cum să simte fără picior până nu pierzi tu piciorul. Atunci, într-adevăr, ai... Da. Da. Deci, cei care doresc, adresa de Facebook, mai o spuneți o dată? Sabău. Deci Facebook, Sabău Florin cu Y. Da. Sabău Florin cu Y. Și acolo va fi un călăreț, un ofițer din garda imperială călare pe cal. Am înțeles. Și tot acolo aveți postate toate picturile, da? Da. Și telespectatorii noștri pot lua legătura dumneavoastră prin Facebook cu dumneavoastră, da, și vă pot solicita o pictură sau alta spre a le-o trimite și ei a face acea, da, donație către asociația Anti-Parkinson. Da, eu vă mulțumesc foarte... spuneți și asociația, că nu deci, e... Deci, cu asociația Anti-Parkinson aș vrea să anunț că în data de 11.04. este Ziua Internațională a luptei împotriva bolii Parkinson și la Deva se va ține în 28.04. la Crucea Roșie o activitate între bolnavi și medici. Deci se sărbătorește Ziua Internațională a luptei împotriva bolii Parkinson. Bolii Parkinson. Da. Și cum mai era o problemă, să zic eu repede, eu aș propune din cauza că bolnavii de Parkinson când merg pe stradă ai impresia că ei sunt beți, adică că e un om beat, dar el de fapt e cu boală Parkinson. Ar trebui să realizezi o insignă ceva care să arate că să-ți dai ca la cei persoanele care au probleme cu vederea, ei au bastonul alb, tu să ai, știu, o insignă ceva să știe că de fapt nu ești băut să ia cineva de tine că ești băut, ci că ai suferi de o boală specială. Da, este o idee bună pe care autoritățile locale o pot implementa, dar și asociația, dacă și cei care vă iau că am probleme, tablourile, or să aibă bani asociația și tot se pot face aceste insigne. Tot în legătură cu această zi internațională a luptei împotriva bolii Parkinson, se va realiza un covor de la lele, 72.000 de la lele, la... Atâția bolnavi sunt în România de boala Parkinson, la București, în data de 3-4, ora 11, în fața BNR-ului. Da. 72.000 de lalele reprezintă numărul bolnavilor de Parkinson, da, sunt lalele căzute, lalele tăiate, sugestiv. După o mică pauză publicitară, vom reveni în direct aici la Alba TV. Vă invit în fiecare zi la o întâlnire cu o carte, un autor, un titlu. Veniți cu noi în această minunată poveste a cărților și vă veți simți mai buni, mai frumoși,
mai plini de speranță, mai generoși și cu siguranță mai înțelepți. Urmăriți emisiunea în fiecare zi pentru că fiecare are o carte pusă deoparte. Suntem din nou în direct aici la Alba TV, Real Risk, Radu Roncea. Încep această nouă etapă a emisiunii cu un risc major pe care de foarte multe ori părinții îl ignoră și își otrăvesc copiii. Ați auzit bine? Cum ne otrăvim copiii? În primul rând cu dulciuri, și aici vreau să fac o remarcă foarte importantă. Zahărul rafinat este o otravă pe care o administrăm într-un mod constant copiilor noștri fără a fi conștienți de acest lucru. Trebuie să știm cu toții că în procesul de digestie zahărul fermentează și din zahăr se descompun alcool, acid carbonic și acid acetic. Ei bine, nu vreau să insist asupra alcoolului și ce efecte poate avea asupra copilului dumneavoastră. În schimb, vreau să vorbesc un pic despre acidul carbonic. Acidul carbonic este un acid instabil și în reacție cu oxigenul pe care îl inspirăm, oxidează și se transformă în dioxid de carbon care se va regăsi în sângele copilului dumneavoastră. Este un lucru foarte grav, copilul va poate să reclame amețeli. O concentrație ridicată de dioxid de carbon poate duce chiar și la halucinații. Dar și acestea le vom dezbate cu ocazia altei emisiuni. Vreau să mă opresc un pic la acidul acetic. Și cât de grav este ca organismul copilului dumneavoastră să aibă această substanță în el. Acidul acetic este folosit de către medicină pentru arderea negilor de pe piele. Vă dați seama ce arderi poate produce în sistemul digestiv al copilului dumneavoastră și asta nu este totul. Zahărul este o otravă din mai multe puncte de vedere. Într-adevăr, organismul copilului are nevoie de glucide, are nevoie de zaharuri, dar nu de zahăr rafinat. Organismul copilului pentru a-și dezvolta ADN-ul are nevoie într-adevăr de fructoză, de zaharoză, de alte zaharuri naturale care se regăsesc în miere, în fructe și nici de cum în zahărul rafinat. Zahărul rafinat, într-o proporție de 40 de grame, cam cât consumă de obicei tinerii și copiii suc negru carbogazos în zilele noastre, da? 100 de mililitri de suc negru carbogazos conține undeva la 50 și ceva de grame de zahăr. Nu știu dacă realizați cât de grav este acest lucru. Ei bine, această cantitate de zahăr prezentă într-o jumătate de litru de suc negru sau galben carbogazos, în care pe spatele fiecarei sticle de astfel de suc sunt date precise cu concentrația zahărului, reduce cu peste 70% activitatea sistemului imunitar al copilului dumneavoastră. Trei porții de înghețată, spre exemplu, ceea ce înseamnă 200 de grame de înghețată, care este frecvent consumată de către copii în zilele noastre, paralizează total timp de 8 ore sistemul imunitar al copilului. Vă dați seama ce catastrofă pentru organismul copilului nostru, o catastrofă imensă care, dacă ar fi să o corelăm cu poluarea la care suntem supuși zilnic, am găsit și răspunsuri de ce copiii în ziua de astăzi au diabet, de ce copiii în ziua de astăzi au cancer, de ce copiii în ziua de astăzi sunt în permanență bolnavi. Ei bine, pe lângă acest factor de risc, care este un risc real, poluarea,
nimeni nu poate să conteste acest lucru, există și riscul unei alimentații greșite. Am alături de mine un prieten bun de-al meu, care în urmă cu aproape 2 ani de zile, întâlnindu-mă cu el, îmi spunea că vrea neapărat să țină o dietă strictă, să slăbească, să se simtă mai bine și așa mai departe. Te salut, Ionel! Salut, Radu. Nu trebuie să ai emoții, vreau să și te-am invitat la această emisiune pentru că dacă povesteam altora că timp de câte zile ai băut doar sucuri? Păi 2 luni. În 2 luni de zile, dacă spuneam cuiva, uite, poți sta 2 luni să bei numai sucuri, da? Da, sucuri și apă sucuri plată. Sucuri și apă plată, da? Deci nimic, mâncare solidă. Nu. Câte kilograme ai avut la începerea tratamentului? 107 kg. 107 după 60 de zile? 67. Ai avut amețeli? Nu. Adică nu mai puteai de foame, îți venea să rup frigiderul? Eram mai energic ca până atunci. Aveam o stare așa de... Puteam să fac orice, aveam o energie extraordinară. Ai început în ultima perioadă sau după cele 60 de zile ai început să faci și sport, dacă mi-aduc aminte, da? Da, bicicletă. Și mulți din prietenii tăi, cunoștințele tale, rudele tale, se minunau cum de ai reușit să scazi atât de mult într-un timp atât de scurt. Probabil te întrebau, ești bolnav? Că de obicei așa se întreabă, nu? Da, toată lumea îmi zicea că am probleme, am cancer, ne-am slăbit așa dintr-o dată. 30 de kg, nu? 30 și ceva. 30 și ceva, da. Pare incredibil. Nu mai țin minte exact ce sucuri ți-am recomandat atunci să bei. Cred că morcov, sfeclă și țelină, nu? Da. Și sucuri de fructe. Sucuri de fructe, da. Deci 60 de zile ai consumat în... Doar sucuri. Doar sucuri, deci, da? Deci nu pulpă, nu nimic, doar și suc. Și toate grăsimile de pe corpul tău s-au topit fără ca tu să simți nici de cum foame sau amețeli sau absolut anemii, deloc. Da? Trebuie să mai faci o dată. Da, cred trebuia să repet atunci. Te-ai atins din nou de carne și de una alta, da. Nu, deci iată un exemplu și eu am slăbit tot așa mult ca urmare a schimbării stilului de viață, am renunțat la proteina animală. Mă mai ating de ea așa din an în Paști, dar în adevăratul sens al cuvântului din an în Paști. În schimb, zilnic, eu consum și recomand tuturor să facă acest lucru, să consume cât mai multe sucuri de legume și de fructe, dar separat. Da? Ții minte, ți-am spus acum câțiva ani că este foarte important să nu amesteci fructul cu o legumă, deci să nu-ți faci suc de fructe amestecate cu legume, că atunci o să-ți dai tot organismul peste cap, fructele sunt bogate în zaharuri, legumele în aminoacizi, nu se bat, nu se împacă în stomacul nostru. În schimb, dacă cineva optează și vrea să își întărească sănătatea, primul lucru trebuie să-și schimbe alimentația și este foarte important, în special, sunt persoane, și tu ai copil, și probabil de multe ori greșim și eu am greșit foarte mult timp alimentându-i greșit. Copilul își cere, dă-mi o ciocolată, ia-mi o înghețată. Asta nu înseamnă că copilul respectiv nu o să mai mănânce niciodată înghețată. Se poate face înghețată din iaurt de capră, spre exemplu, miere, fructe de albine și ouă de prepelițe, da? Deci există modalități prin care putem să le oferim copiilor noștri și plăcerea de a savura o înghețată și plăcerea de a mânca o prăjitură rovegană făcută din smochine, nuci, curmale și așa mai departe. Stăteam și mă gândeam acum, poate oamenii se întreabă, da, dar uite că totuși e mai plinuț un pic, mai așa. Bine, oricum nu ești cum erai. Da, clar, dar eu țin să spun că m-am lăsat pe gubaș. În sensul că m-am luat cu treburile cu astea și nu n-am mai continuat sucurile, o prostie, o greșeală de-a mea. Trebuia să continui în continuare și să... Bine, niciodată nu-i târziu și chiar dacă reveneai la greutatea inițială, ai simțit pe pielea ta că acest secret, da, care nu este un secret, descoperirea lui Walker, un nutriționist din America,
care la vârsta de 40 de ani a aflat că este suspect de cancer la colon. Un alt coleg de-a lui i-a spus, nu vei mai putea mânca niciodată hrană solidă, când vei mânca vei muri. La 40 de ani a început să consume doar sucuri de legume, a început cu sucul de morcovi și, într-adevăr, până la urmă a părăsit această viață, dar la vârsta de 117 ani, ați auzit bine, da? Și tu și telespectatorii, deci 117 ani, din care peste 70 de ani s-a dedicat cercetării terapiei cu sucuri de legume și anunț pe această cale telespectatorii, se va afișa în câteva momente un număr de telefon pe ecran. Primul telespectator care va intra în direct, îi voi face cadou un curs de nutriție a celebrului Dr. Walker. Nu se găsesc în librărie aceste cărți, dar sub formă este un curs pe care eu l-am citit, l-am urmat, despre nutriție și îl fac cadou primului telespectator. Este un curs, un rețetar de sucuri pentru absolut toate bolile existente pe pământ, de la nevralgii, ciroze, absolut orice, osteoporoză. Există tratament de, pus la punct de către acest om deosebit, Walker, și acest curs îl fac cadou primului telespectator care intră în direct. Până atunci, Ionel, vreau să chiar insist și te rog să reîncepi terapia cu sucuri și să nu o consideri neapărat o dietă. Chiar dacă consider că ți-e poftă și nu te poți abține să mănânci o friptură sau așa, nu este nicio problemă. Consumă cel puțin un litru de suc de legume pe zi și aici vreau să spun și ție, să le spun și telespectatorilor în același timp. Este foarte important ca dimineața până la ora 12 să nu se consume neapărat legume, să se consume multă apă și multe sucuri de fructe, dar luate separat. Dacă vrei suc de măr, îți faci suc numai din mere. Nu amesteci cu un alt fruct. Și niciodată în sucurile de fructe, da, cine pune adaus de zahăr face o greșeală. Își pierde toate valorile nutriționale, dimpotrivă, din ceva bun și benefic pentru organism, devine o otravă în adevăratul sens al cuvântului. După prânz se pot consuma sucuri de legume. Legumele cele mai indicate pentru terapie sunt rădăcinoasele, morcov, și avocadul este bun, morcovul în combinație cu sfecla roșie și țelina face minuni la sănătatea omului. Și eu recomand tuturor această terapie. Oricum, în fiecare săptămână vom reveni mai larg pe acest subiect al terapiei cu sucuri și al dietei corecte. Ceea ce trebuie să și vreau să spun în această seară, mulți prieteni de-a mei și poate foarte mulți telespectatori acuză în mod frecvent arsuri pe piept. Deci, ceea ce trebuie să cunoaștem este faptul că în procesul de digestie sângele capătă o viscozitate ridicată. Da? Deci sângele pierde apă și acea apă este ajutată la digestia alimentelor. Dacă noi consumăm apă după ce am mâncat, oprim digestia și se produce o fermentație, deoarece alimentele stau în stomacul nostru la 37 de grade, da? Nu stau corect, în frigider. Încep să fermenteze și acea fermentație urcă în sus și avem acea senzație de arsură pe piept. Corect și indicat, dacă cineva are arsuri după ce mănâncă, eu le recomand un tratament extrem de simplu, 250 de grame de apă plată consumată înainte de înainte de masă, după care mănâncă și nu o să mai după care poți mânca și nu ai simți nevoia de a consuma apa. Avem un telefon în direct? Da. Deci un pic de microfonie. Alo. Alo, să rămână. Bună seara. Bună seara.
câștigat un curs de nutriție. Da. Da, se numește Sucuri din fructe și legume. De unde sunteți? De la Teiuș. De la Teiuș. Joi vom fi la Teiuș. Voi fi eu cu domnul Sufletel. Vom alerga pe stadion acolo să impulsionăm pe toți vârstnicii și nu neapărat numai pe aceștia, pe toți cetățenii din Teiuș să facă sport, să facă mișcare, să aibă grijă de sănătatea lor. Da. Veți lăsa, vă rog să lăsați adresa la colegii mei în regie și joi când voi veni la Teiuș vă voi înmâna personal acest curs de nutriție care cu siguranță vă va ajuta și pe dumneavoastră și pe mulți prieteni de dumneavoastră. Da, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu pentru intervenție. Mulțumesc, noapte bună. Da, iată că oamenii sunt interesați de sănătatea lor și ai văzut cât ce reacție puternică a fost în jurul tău în momentul în care tu ai dat exemplu altora. Și pe lângă a-ți face bine ție, faci bine și altora, că degeaba îi spui unuia apucă-te de trăit mai sănătos dacă tu personal nu o faci. Corect. Și de asta te rog în direct la Alba TV să începi din nou o dietă strictă și să nu mai consideri dietă, să o consideri un nou stil de viață, un mod de viață, să dai exemple cât mai multor prieteni din jurul tău și să revii la kilogramele alea cele mai mici. Nu ești la primele kilograme, dar observ că urc încet. Urci încet, lucru care nu este bine. Eu de 3 ani de zile am slăbit tot așa 28 de kg, reușesc să mă mențin, nu datorită unor eforturi, ci datorită faptului că am conștientizat că proteina animală nu are ce căuta în alimentația mea. Singura proteină animală acceptată de organismul nostru este laptele de capră, care, din păcate, se găsește mai greu și este un pic mai scump. Celelalte sunt mofturi pe care ni le permitem și pe care ulterior le plătim foarte, foarte scump. Din păcate, acesta este adevărul. Ne apropiem de ultima parte a emisiunii. După o mică pauză publicitară, vom reveni în direct alături de un subiect deosebit de interesant și anume respectarea legii, spiritul și litera legii și de ce este necesar să cunoaștem legea și care sunt riscurile reale la care ne supunem dacă nu cunoaștem legea sau o cunoaștem într-un mod eronat. Rămâneți aproape, revenim în curând. Despre cum să realizezi un proiect de arhitectură sau care este pulsul pieței imobiliare, ce noutăți apar la materialele de construcții, unde găsești parteneri de încredere atunci când visul tău este legat de casa ta, Monica Dumitrescu îți lămurește toate aceste aspecte. Monica Dumitrescu și echipa Alba TV se informează pentru tine. Casa ta, emisiunea despre un important vis al fiecăruia dintre noi, propria casă. Construcții, decorări, idei de design interior și exterior, inspirații și soluții de la specialiști. Casa ta, în fiecare joi seara de la ora 19:30. Revenim în direct aici la Alba TV, Real Risk. Riscurile sunt pe măsura existenței noastre din ce în ce mai civilizate. Avem nevoie de sănătate,
avem nevoie de sport și avem nevoie de voință pentru a depăși această junglă în care trăim și pe care, fără să vrem, nu o putem evita. În schimb, alături de sport, de voință, de determinare, de sănătate, mai avem nevoie încă de ceva. De cunoașterea legilor și de atenția sporită de manifestare în societate. Cred că juriștii spun mare prudență, pentru că există articolul 1 aliniatul 5, fiecare cetățean are obligația de a cunoaște legile statului în care trăiește, a României. Am alături de mine un avocat tânăr și puternic, pe domnul Pântea Marius. Bine ai venit la noi în studio. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Bună seara. Cum este cu cunoașterea legilor? Dacă eu invoc, n-am cunoscut legea, domnule judecător, am vreo șansă de scăpare? Din păcate, nu. Există un principiu, provine din dreptul roman, nemo cessetur ignorare legem, adică nu poți invoca în apărarea ta necunoașterea legii, în sensul că se pleacă de la premisa că dreptul izvorăște din societate. Este produsul manifestării relațiilor sociale. Dacă societatea a înțeles să-și desfășoare activitatea după niște reguli, acestea, repetându-se de un anumit număr de ori, au determinat ca mai mari conducători ai societății în general să edicteze dreptul, să edicteze norma juridică care să o impună tuturor membrilor societății pentru a se asigura o coeziune a acestor relații sociale, pentru a se asigura o stabilitate până la urmă. Corect, dar sunt persoane care nu știu să citească, ce facem cu acelea? Deci există multe elemente în societatea noastră în care cineva poate să, și cu siguranță mulți invocă, ce mă interesează pe mine? Sau ce mă interesează pe mine să cunosc legea, că eu nu știu citi și probabil consideră că ar fi o scuză. Bine, de aici și necesitatea unui avocat de familie, dar cei care nu citesc, într-un mod clar că nu au această posibilitate. Da, sigur, societatea a evoluat, a devenit din ce în ce mai complexă și dreptul, ca un corolar a acesteia, a devenit tot mai complex. Sigur că înainte de societatea informațională în care trăim noi astăzi, s-a trăit în societatea agrară și în și antichitate, atunci, să spunem așa, erau în, legi. În antichitate și în, legile sunt din antichitate și mai de mult. Atunci diseminarea, comunicarea către populație o făceau sfatul bătrânilor. Sigur, era o modalitate, biserica, da. Sau biserica, da, preoții ajutau foarte, foarte mult Bine, străbunii noștri probabil se ghidau cel mai adesea, pentru că de la o anumită perioadă încoace citirea și scrisul a devenit un uz al tuturor. Cred că se bazau mai mult pe acele norme pe decalog. Da, se mergea mult pe cutumă. Diseminarea era diseminarea, în sensul de comunicarea către mase era prin viu grai și era, atunci era mult mai simplu. Astăzi trăim într-o societate complexă, canalele de comunicație sunt cu totul altele. Avem internet, avem publicații tipărite, avem dezbateri la televiziune. Există alte nu căi. Nu înțeleg ce rol au dezbaterile. Deci se tot spune dezbatere publică la legea nu știu ce. Și de regulă am văzut prieteni de-a mei și nu neapărat prieteni, în alte situații în care eram într-un restaurant, când era vorba de dezbaterea publică a unei legi, auzeam de undeva din restaurant, schimbă naibii canalul, da? Pune pe muzică sau așa. Deci oamenii nu sunt conștienți probabil cât de important sau care este rolul dezbaterii publice a unei legi. Da, este o inconștiență, din păcate. Dezbaterea publică oferă
cel puțin la nivel de principiu, garanția că acea lege nu va deveni apanajul unor interese de grup. Este un pericol foarte mare pe care societatea trebuie să-l treacă. Adică, pe înțelesul tuturor, apanaj. Deci, apanaj, da. Dacă nu se face dezbatere publică, există riscul ca un grup de interese să dicteze o anumită lege, exact, corect? Exact, și să le servească unor scopuri a lor. Personale. Sau de grup. De grup. De obicei, scopurile sunt economice. Da. Da. Așa este. Și în urma unei dezbateri publice, voința poporului se poate exprima. Dar cum se poate exprima dacă aceste dezbateri publice sunt făcute la televizor, de regulă, fără posibilitatea ca cetățeanul să intre? Nici nu s-ar putea să intre milioane de cetățeni telefonic să-și spună părerea la televizor într-o dezbatere. Se prezintă, a avut loc dezbatere. De obicei se prezintă, a avut loc dezbaterea. Nu se prezintă, nu se mediatizează, va avea loc dezbaterea. Da. Nu? Așa, sau poate greșesc eu, e o părere, e o observație de-a mea, de regulă. A avut loc dezbaterea. Poate că modalitatea de dezbatere n-a fost cea inspirată. Pot supun că ar fi fost o modalitate mult mai bună să se facă un forum sub forma unui blog pe internet, în sensul că părerile nu ar putea fi oprite, cel puțin în mod virtual. Corect. Dar ține cont cineva sau există un mecanism sau o posibilitate a societății civile de a-și găsi un reprezentant, un avocat care să reprezinte societatea civilă? Că tu intri pe blog și spui, eu nu sunt de acord cu aia, eu vreau așa, ține cineva cont? Sigur, orice sau voință socială trebuie îmbrăcată într-o haină juridică, există o tehnică legislativă, sigur că da. Sigur, pericolul nerespectării legilor dă naștere la abuz, dă naștere la anarhie, dacă vreți. Corect. Așa este, dar totuși, cum ar fi pe viitor? Deci, din punctul meu de vedere, și aici este un punct personal, dezbaterile publice la ora actuală sunt un fel, nu știu, ca să nu le numesc contrafăcute, sunt făcute ca așa trebuie făcute. Da, o chestiune legată de procedură, o chestie da, fixistă. Trebuie respectat. Trebuie respectat, am bifat pe agenda chestiunea și chiar cam și, atât. Chiar și în cazul unui poluator. Nu dăm nume și așa că nu este vorba. Pericolul este mare în practică. O lege trebuie testată. Trebuie făcute niște simulări sociale. În momentul în care o lansez în practică, și observ că eșantionul la care se adresează de relații sociale nu este în stare să le reglementeze, nu este în stare să se impună, nu este în stare să aplice o sancțiune, acea lege nu va rezista testului timpului, va fi cenzurată, constituțional sau pe alte căi, de către magistrații. Însă magistrații nu pot să s-ar face vinovați de denegare de dreptate, în sensul că n-ar putea invoca ei între ei că o lege este proastă. Dura lex sed lex. Ei nu o schimbă, ei o aplică, chiar dacă este proastă. Pentru a evita lansarea pe piață, dacă vreți, într-un limbaj mai colovial, a unei legi proaste, aceasta trebuie dezbătută. Dezbaterea este, de fapt, o simulare. Ce s-ar întâmpla dacă? Corect. Sigur, nu poți să surprinzi realitatea vieții practice de după editare, de după intrarea în vigoare. Dar asta trebuie poți măcar să o prefigurezi. Și bonduit, deci dezbaterea este o simulare. Da, eu așa consider. Da, este un lucru foarte interesant și o expresie care o să o împrumut pe viitor de la tine. Da, într-adevăr, de ce spun lucrul ăsta cu dezbateri? Sunt cazuri în care unii poluatori, fără nume, fac dezbateri pentru că așa le cere legislația. Și ei își umplu sala de proprii lor angajați și când vin adevărații reprezentanța ai societății civile, nu au loc să discute. Cam așa ceva probabil se întâmplă de multe ori și la un nivel mult mai mare, nu la un nivel de oraș sau de municipiu. Da? Și atunci, pe viitor, trebuie găsită o formulă, pentru că cerința de a cunoaște legea este una dură, chiar și pentru mine, care sunt un autodidact, de cum pentru unul care
nu are inclinații spre a studia. Este dură. Cum să cunosc legea? Că există monitor oficial înseamnă că or să fie toți românii angajați la abonați la monitor oficial. Nu despre asta este vorba. Monitorul oficial este publică. O publicație, da, este o publicație care, sigur, ce este publicat este considerat cunoscut. Nu este suficient, de aceea legiuitorul a zis, nu a mai zis, prezenta lege intră în vigoare de la data publicării în monitorul oficial. A zis, în schimb, prezenta lege intră în vigoare într-un termen de, să spunem, 30 de zile de la publicarea în monitorul oficial. Practic a făcut o concesie ca lumea să se documenteze. Nu păi este reală documentare. Păi nu este reală, că în fiecare zi se publică în monitor oficial câte o modificare legislativă sau o nouă lege, corect? Da, putem păi vorbi de un hățiș. Un hățiș. Da. Atunci ar trebui în fiecare zi să stăm cu monitorul, renunțăm la alte ziare și citim monitor oficial. Oamenii trebuie să manifeste principiul buna credință, așa cum este ea reglementată deja în codul civil, să aibă o diligență a bunului proprietar în conduita lor față de ei și față de ceilalți și să nu deranjeze prin exercitarea drepturilor lor pe ceilalți. Sigur, într-un domeniu economic nu ține. Deja comercianții sunt numiți profesioniști în noul cod civil. Profesioniști, eu consider că un profesionist știe afacerile, știe strategia, își controlează bine corespondența și secretarele lui nu fac doar cafea. Corect, dar e la modă și am citit un articol scris de către tine și îți dau dreptate, la modă îți faci firmă, îți angajezi contabil. Și după aceea, când o fi nevoie, mi-angajezi și avocat. Este un lucru, se pune căruța în fața boilor, nu? Sau, nu, e o chestiune de orgoliu. E o chestiune de orgoliu managerial. Managerial, iarăși cu ghilimele de ligoale, pentru că nu toți sunt cu adevărat profesioniști și nu își permit sau nu vor să-și angajeze profesioniști. Sigur că situația actuală este clară. Angajez contabilul că am nevoie de el în relația cu fiscul. Conform legii ești obligat, da, să-l angajezi. Dar el la un moment dat nu mai are timpul fizic să se descurce cu hățișul legislativ. Avem o legislație extrem de volatilă, mai ales în materie fiscală. Și de dinamică. Adică da. Trebuie să știu la un moment dat ce lege se aplică. E un domeniu al profesioniștilor, da. Corect. Aici a trebuit secundat de către un jurist economist, poate, contabil. De fapt, nu numai, contabil, din punctul meu de vedere vorbesc ca al unui cetățean simplu, nu numai orgoliu îi determină pe oameni să nu apeleze la un profesionist și mai mult de atâta, nu numai orgoliu îi determină pe oameni să nu aibă un avocat de familie, există și o demonizare a acestei profesii de avocat. Exact cum există și demonizarea care planează asupra politicienilor. Zice, ăla e politician, își manglește. Da? Există această generalizare. E avocat, zice, ăla ia pielea de pe tine. Avocat egal rechin. Avocat egal rechin, da. Da, din păcate, e o chestiune care a trebuit să se schimbe. Îmi pare rău să recunosc că de cel mai multe ori se dă cu capul după ce s-a semnat un contract. Da. În loc să se plătească un jurist, un avocat, un profesionist, să citească printre rânduri, se consideră cu ușurință și cu o mare orgoliu, ei lasă că știu și eu să citesc. Doar de-aia am făcut carte. Nimeni nu spune, dar un jurist, un avocat s-a confruntat cu niște situații practice și nu neapărat că citește printre rânduri, dar prefigurează un rezultat care ar putea să apară. O conduită ușor... Deci prefigurează. Prefigurează, da. Anticipează. S-ar putea întâmpla aici următoarea situație. Un abuz din partea celelalte părți contractante. În mediul de afaceri nu este un mediu al gentlemanilor. Întotdeauna se urmărește și un interes
Deci există... Nu tocmai licit, să spun așa. Există o percepție greșită, exact cum am spus, politicianul ce face? Urmărește interes de grup, nu știu ce, cu toate că rolul politicului în viața socială este cu totul alt. Mulți cetățeni, poate că foarte mulți, nu cunosc care sunt, cum să zic, atribuțiile, ce poate să facă un avocat. Ei când spun de avocat, se gândesc automat, direct, îmi iau avocat când voi ajunge în proces. Sunt foarte puțini care au un prieten avocat, prieten cu ghilimele, da, prietenul meu de familie avocat este cu tare, să-l folosească pentru a preîntâmpina aceste situații. Și la fel, definiția corectă asupra muncii unui procuror, nici atâta nu este cunoscută. Majoritatea când aude, ce face un procuror? Caută dovezi să te incrimineze. Care e realitatea? Procuror procură. Procură. Ce procură? Dovezi împotriva ta? Nu. Nu. Procurorul este un reprezentant al intereselor societății. Un procuror ar trebui și trebuie să procure probe atât în favoarea cât și în defavoarea persoanei chemate în fața lui pentru a vedea dacă răspunde sau nu fața legii penale. Corect. Cred că apropo de ce mai zis anterior, cu procurorul avocații de familie. Procurorul cred că asta făcea. Încerca să... Da, era da procuror, urmează să vedem mâine seară. Mâine seară, da. Da, aș face o analogie, spunem, nu neapărat forțată, sunt tot profesii liberale cu a profesia de medic. Întotdeauna mergem la medic când oricum poate mai târziu sau mult prea târziu. Neglijăm prevenția și ajungem să încercăm să ne vindecăm sau să reparăm ceva ce n-am prevenit anterior. Sigur că este mult mai ieftin să dai un onorariu decent la un avocat să-ți citească un contract înainte de a-l semna și să spună că e ok. Pare banal la prima vedere, dar având în vedere consecințe juridice că tot ce ai semnat devine lege, chiar dacă conținutul l-ai înțeles sau nu, oamenii care semnează citind pe diagonală și asumă un risc uneori mare. Și care de regulă îl ai semnat, plătesc, da. Nu, ideea este următoare. Ai semnat, ți-ai însușit conținutul. Sună foarte, foarte dur. Este dur. Și este dur, da. Același chiar lucru și cu automedicația. Bun, da, sunt chiar multe dacă riscuri și la automedicație. În ceea ce semnezi, există clauze abuzive? Chestia cu clauzele abuzive a fost o șansă dată consumatorului de lege pentru că s-a reușit demonstrarea în instanță a situației sale de inferioritate față de celălaltă parte contractantă. O bancă sau un furnizor de telecomunicații, de un furnizor de utilități. Am în văzut general contracte de televiziune, de oferirea serviciului pachet, da, în care scria dacă vei renunța mai repede de către termenul stabilit prin contract, vei fi sancționat cu suma de 500 de lei. Puțin sunt conștienți de aceste consecințe, ori că le-au citit și le-au neglijat, ori că nu le-au citit deloc. Dar au semnat. Bun, dar dacă există lege în care spune clar că toți cei care oferă servicii de acest gen nu au dreptul să introducă clauze abuzive și că acestea sunt nule de drept. Bine, tot vine, tot din necunoașterea legii. Da. Bine, iarăși vorbim de avocatul de familie, iarăși vorbim de specialist. Limbajul este de multe ori tehnic, oamenii zic, ce-mi pasă mie, las că mai vedea, las că merge și așa. De prea multe ori și prea des se aude această sintagmă, las că merge și așa. A trebuit să ne debarasăm de această sintagmă și de această ușurință în gândire, pentru că consecințele vin în timp și vin urât. Vin cu procese, vin cu bani mai mulți pe reprezentare juridică. De multe ori, ca și la medic, omul apelează la avocat când deja timpul și resursele nu mai sunt de partea lui. Și este păcat. Așa este. Mare păcat. Consultanța contează.
și cunoașterea legii la fel de mult și îmi aduc acum aminte de o mică povestioară reală. Când s-a semnat acel tratat monstruos Ribbentrop-Molotov, pe linia ce demarca cele două imperii militare se situa o localitate din Polonia, o comună, în care erau 1600 de evrei și 1400 de polonezi. Ei bine, se pare că istoria pe care o știm nu este chiar așa. Hitleriștii, naziștii, nu au atacat ei pe polonezi, s-au dus și le-au spus în felul următor. 3 zile, nu mai există lege, puteți face orice, și a retras jandarmeria poloneză din respectiva comunitate. Ei bine, cu toate că cele două comunități, cea poloneză și cea evreiască, trăiau acolo de sute de ani într-o ambianță perfectă, în momentul în care li s-a spus că nu mai există lege și că pot să le facă orice evreilor, polonezii efectiv se pare că i-au masacrat până la ultimul. Deci inexistența legii și inexistența totală, deci anarhie. Tulbură societatea. Tulbură societatea și același exemplu și cu Marțea Neagră din America, în care la fel o zi poliția n-a fost pe străzi și oameni de cea mai bună factură socială spărgeau magazine, că erau unii cu plasă, alții cu camioneta. Da. Alimente. Din păcate, societatea nu se poate conduce singură. Are nevoie de reguli. Are nevoie de reguli care trebuie cunoscute și respectate. O ultimă întrebare în final de emisie. Ipotetic vorbind, dacă angajații unei societăți cunosc faptul că societatea respectivă nu respectă anumite legi, fie ele chiar, să spunem, legi cu privire la mediul înconjurător, se află sau nu angajați aceia în postura de tăinuitori? Deci dacă ei știu că societatea face niște lucruri spre a nu respecta o lege. Este o situație de fapt care se... Au o circumstanță atenuantă, să zic că eu nu am zis... Există sau nu am, un raport de subordonare, într-adevăr. Depinde cât de mult se merge. Cât de gravă, este încălcarea legii. Și, sigur, într-un anumit moment, într-o anchetă penală, se poate demonstra că ei au fost deplin conștienți că s-a încălcat legea și se mai demonstrează și intenția. Și atunci am urmărit rezultatul, intenția, nu da. Am acceptat doar consecințele. Și... Deci existând intenția, deja se încadrează în domeniul penal, nu? Evident, e vorba de o anchetă penală. Deci e vorba de o anchetă penală. De o anchetă penală. Bun, și... În cazul în care un astfel de angajat de la o societate care cunoaște faptul că patronatul, că cei din conducerea societății încalcă legea în mod repetabil și el cunoaște lucrul ăsta de câțiva ani și el scrie un denunț împotriva lor, este absolvit de faptul că a cunoscut și în urmă cu 2-3 ani aceste încălcări frecvente ale legii? Dispozițiile legale privind denunțarea unei fapte pentru care ai putea să fii pasibil de tragere la răspundere penală nu determină un interval de timp. Spune, denunțarea este o clauză de nepedepsire sau de reducere a pedepsei. Sau de reducere. Deci nu este neapărat că este achitat cel care denunță. Nu, fără discuție că nu. Da. Este o atitudine subiectivă care ar putea, într-o ipoteză, să dea încredere de sine conducerii și să zică, dom'le, uite, suntem o echipă, ținem la echipă. Da. Deci, până la urmă, buna funcționare a unei societăți, cred că există astfel de studii. Dacă societatea, o societate anume, românească, franceză, germană, cu cât societatea cunoaște mai bine legile, cu atât mai mult societatea cred că este mai prosperă. Există o corelație? Nu există. Nu. În schimb, mass media are obligația, cel puțin morală, deci nu este o obligație stipulată în lege, de a mediatiza legile
și de a informa într-un mod corect cetățenii? Nu numai mass media. Eu consider că în rândul tineretului poate că mass media nu penetrează atât de bine. Ar penetra consilierii educaționali, didacții. Adică direct la fața locului, în vorbim clasă? Vorbim de educația civică. Educația civică nu e un lucru nou, nu s-a inventat în vremurile noastre, s-a inventat de când eram noi copii și dinaintea noastră. Lucrul ăsta s-a neglijat în ultima vreme, iarăși s-a bifat pe programa școlară, copiii și-au pierdut interesul față de această educație civică și acest interes al lor ar trebui recâștigat pentru că avem violență în școli, pentru că avem fel de fel de situații care vizează codul penal. Da. Din păcate, timpul nostru de emisie se apropie de sfârșit. Vom reveni cu mai detailat peste o săptămână aici la Alba TV. Peste o săptămână vom fi din nou împreună pe același format. Îl vom avea alături de noi și săptămâna viitoare pe domnul avocat Pântea Marius. Săptămâna viitoare, la sugestia dumneavoastră, așteptăm sugestiile dumneavoastră pe adresa office@albatv.ro cu privire la subiecte de interes public, de cunoașterea a anumitor legi. De săptămâna viitoare vom lua lege cu lege de interes public, o vom discuta în parte și vom iniția, dacă putem spune așa, o mică acțiune de informare corectă a cetățenilor cu privire la cunoașterea legilor ce ne sunt necesare unei vieți mai frumoase și mai prospere. Vă mulțumesc pentru Alba TV, Radu Roncea.